Prefectul județului Nemț, Vasile Panait, a dispus prin ordin înființarea două comisii formate din specialiști care se vor deplasa în toate localitățile județului în vederea evaluării pagubelor produse de inundațiile din 13 mai. Astăzi, luni 15, am emis ordinul privind constituirea a două comisii mixte de constatare și evaluare a pagubelor produse de fenomenele hidrologice periculoase din data de 13 mai 2017. Cele două comisii, începând de astăzi, se deplasează în teritoriu pentru a face constatările și măsurătorile propuse ce vor fi consemnate într-un proces verbal. Vrem să vedem rapid care sunt pagubele înregistrate în urma fenomenelor meteorologice și hidrologice de sâmbătă pentru a putea cere ajutor financiar guvernului. Am discutat și cu domnul președinte al Consiliului de Județean, domnul Ionel Arsenie, iar acesta m-a asigurat că va sprijini autoritățile din comunele afectate. Constatările făcute în teren de cele două comisii vor fi centralizate și trimise la București guvernului Grindeanu în vederea obținerii unor eventuale despăgubiri. Reamintim faptul că în urma ploilor abundente din 13 mai, mai multe localități din județul Neamț și din zona Romană au fost grav afectate de viituri, producându-se distrugerea infrastructurii rutiere și pagube însemnate în gospodăriile oamenilor, precum și alunecări de teren. Printre cele mai afectate localități din zona Romană sunt, după o primă evaluare, comunele Ruginoasa și Văleni. Un raport al sistemului de gospodărire a apelor înaintat prefect face o primă evaluare a pagubelor. Peste 50 de kilometri de drumuri comunale și sătești distruse, 277 de hectare de teren arabil inundat, 100 de hectare de pășuni și fânețe inundate, 71 de fântâni colmatate. La Roman, voluntarii de la ISU au intervenit cu motopompe pentru evacuarea apelor din gospodăriile cetățenilor de pe străzile Avram Iancu și Petru Rareș.